Și arhiereul nostru. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Domnului! Împăratul Ceresc, Înviatorule, Duhul Adevărului, care prezentește Fecioasele Dumnezeu, Vizierul Bunătăților și Dătătorului de viață, vino și te sălătuiește între noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfântul meu ca un pământ fără de apă înfecat de tine. De grabă auzi-mă, Doamne, ca să biducul meu nu întoarce fața de la mine, ca să nu mă asem înțelepte ce pogoară în vorbă. Acestea creștine care slujește ție și fie întru toate milostiv. Adu-ți aminte, Doamne, de toată episcopia dreptcredincioșilor care drept învață cuvântul adevărului Tău și tot ce îl preoțesc și călăgoresc și mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce ne urăști, de cei ce ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujesc și stau de față, de cei care pentru binecuvântatea precinului s-au întâmplat aici și de cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții și frații noștri care sunt în robii și în supărări și miluiește pe dânsii după mare milă Ta, izbăvindu-i de toate nevoile. Că să ne vă temați de toată răutatea pe cei ce voiesc a locui aici și aduc ții rugăciuni prin noi nevrednici. Binecuvântează pe ei și casa aceasta și păstrează totdeauna viața lor nebântuită și le dăruiește cu îndestulare toate bunătățile Tale spre folos prin binecuvântarea Ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu cel fără început al Tău, Părinte, și prea Sfântul și bun și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și spre alungarea tuturor puterilor celor potrivnici și a bântuielor diavolești, că Tu ești Cel ce binecuvântezi și sfințești toate, Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiul și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu Tatăl, frați creștini, în primul rând vreau să mulțumesc Bunul Dumnezeu și noastră Sfinturi Părinte Teofan și părintelui Staris, părintele Nicodim, care m-a invitat să fiu astăzi prezent la acest eveniment din viața familiei care astăzi, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, intră în culă aparte, una originală într-un fel, dar creștinească în același timp, de a-L întâlnea, a-L întâlni pe pruncul Iisus. Dumnezeu pregătește să trimată pe pruncul Iisus către noi și fiecare dintre noi trebuie să venim cu un dar către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Părintele Nicodim a ales această variantă să vină cu acest dar, cu această căsuță către această familie. Noi darurile le ducem lui Dumnezeu, dar le oferim celor apropiați nouă. Mulțumim părintelui Nicodim pentru această lecție. El, de fapt, de la el am învățat mai multe lecții. Una este prima lecție care am învățat-o la părintele Nicodim este aceea că un loc pustiu sau un loc abandonat, care este unde astăzi se află mănăstirea Adâmbu, l-a transformat într-o oază de duhovnicie. Tot de la părintele Nicodim am învățat cum să umplem biserica cu oameni, pentru că am avut ocazie să fiu la câteva slujbe și la privegheri. Biserica este arhiplină, biserica de la Hadâmbu.
Și astăzi, Părinte Nicodim ne dă o altă lecție, ne amintește într-un fel nou tuturor cum să-L întâmpinăm pe pruncul Iisus. Mulțumim, Părinte Stareț, și Bunul Dumnezeu să vă întărească, să vă știu că faceți acest lucru cu ajutorul ucenicilor frățiilor tale, dar contează și cine este Părintele Duhului. Mulțumim, Părinte, pentru această lecție. Felicităm pe toți această localitate, felicităm pe această familie care așa a rugat Bunul Dumnezeu să vină acest dar prin Părintele nostru, Părintele Nicodim. Felicităm pe toți cei care sunteți aici prezenți și zic să învățăm de aici, din acest gest a Părintele, să învățăm și noi, sau să ne amintim, noi știm de fapt, dar mai greu câteodată punem în practică ceea ce am citit, am auzit, dar atunci când vezi, prinzi curaj, pentru că toți am auzit că trebuie să fim buni, trebuie să fim generoși, dar de câte ori oare ne reușește nouă să fim cu adevărat așa cum ne cere nouă Bunul Dumnezeu. Bunătatea, se zice că este o floare care are rădăcini în rai, de acolo se alimentează. Întâmplător, suntem invitați, suntem chemați să fim buni, fiți buni unii cu alții, spune chiar și Apostolul Pavel la Efeseni. Să fim buni, pentru că doar aceasta este starea care o așteaptă Bunul Dumnezeu de la noi. El este bun și noi trebuie să încercăm să-L imităm. Când suntem buni, ne asemănăm de fapt cu Dumnezeu. Mulțumim, Părintele Nicodim, pentru această lecție, eu îi spun, cu toate că e un fel de amintire. Pentru această amintire, cam ce avem noi de făcut în viața noastră și în mod special în această perioadă de post. Să ne trăiți tuturor, când să ne trăiți, Părinte Nicodim, la alte fapte, la fel de bune, ca să puteți bucura pe semeni, pe semeni noștri, pe semeni, care până la urmă, astea să stă statutul nostru de creștin. Să ne trăiți. Creștere. Hristos se naște ca să unească pe toți în El, să ne unească împreună împlinind gândul lui Dumnezeu pe care tot Hristos îl vestește când se roagă către Dumnezeu Tatăl, ca tu să fie una, precum tu, Părinte, așa și ei să fie una într-un noi. Și orice pas spre împlinirea acestei unități întregește o familie care se sporește din ce în ce mai mult. Și iată, astăzi această familie ne adună împreună, pe de o parte pe Părintele Nicodim, prin care Dumnezeu a lucrat această binecuvântare ce sperăm să rodească însutit și înmiit, Preasfințitul Părinte care a răspuns gândului Părinte și dăruiește familiei o casă nu doar construită, ci sfințită, botezată, putem spune, și pe toți cei care împărtășim această bucurie, fiind și noi martori la această lucrare a lui Dumnezeu, așa cum martori suntem de multe ori la un botez. Sfințirea unei case, a unei biserici, amintește ceva de rânduiala botezului. Este ca un botez pe care acest locaș îl primește. Nu întâmplător știm că fiecare casă, fiecare regiune, fiecare sat are și ea un înger păzitor. Și iată, Preasfințitul a făcut pomenire acum de un sfânt care să ocrotească această casă. Părintele Nicodim a amintit de Sfântul Stelian, cel care este ocrotitor al copiilor. Așadar, o casă care și ea rămâne în binecuvântare. Și atât timp cât cei ce locuiesc în casă păstrează această binecuvântare prin rugăciune și fapte bune, casa însăși se bucură de ocrotire și ocrotește pe cei din ea. Nu doar de furtuni, nu doar de intemperii, ci și de orice lucrare a diavolului. Așadar, ne bucurăm și consider că nu întâmplător Sfântul Isterian îi se mai adaugă astăzi un protector, Sfânta Filoteia, cea care copil fiind, săracă fiind, nu se îndreptățea prin aceasta, ci făcea o faptă bună pe care nimeni nu i-o cerea. Nici Dumnezeu n-ar fi cerut unui copil să ia dintr-un prânz care se cuvenea tatălui său flămând pe câmp și să împartă altora. Aproape că putem spune ceea ce dorea să facă acea copilă era să ducă prânzul întreg tatălui care era trudit și ostenit.
iată că în lărgimea inimii ei ciupea de acolo ca să dăruiască aceasta mai multor. Lucrarea părintului Nicodim era să-și chivernisească obștea și părinți. Dar asemenea Sfinte Filoteia ciupește din acest prea plin, din acest prisos, ca să dăruiască și altor. Să dăruiască Dumnezeu înmulțirea acestor firmituri, acestei lucrări, ca tot binele pe care îl facem să înflorească din ce în ce mai departe. Floarea bunătății este o floare cu rădăcini rare, spune Preasfințitul, dar aș putea spune se și înmulțește repede. Și bunătatea este molipsitoare, nu numai răutate. Această floare face semințe multe, dar depinde de noi să devenim pământ bun ca să primim aceste semințe. Toți cei care am fost astăzi aici, să primim această mărturie și să ducem mai departe cu plinos de recunoștință acest eveniment căruia am fost martori spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea sufletelor noastre. Mulțumesc! Într-adevăr, este o lucrare a lui Dumnezeu împlinită în timpul, cum spunea bine, și Preasfințitul și Preacuviosul Părintele nostru Exar, bucuria Sfântului Eraș Nicolae, am învățat de mic copil, deși am avut și eu o copilărie încercată, cât de bun și blând și milostiv a fost Sfântul Eraș Nicolae. Am luat învățăminte de fiecare dată, cum spunea și Preasfințitul, lecție, ce făcea Sfântul Eraș Nicolae pentru cei sărmani, pentru cei sărași, pentru pruncușori. Și această familie numeroasă am descoperit-o din auzite fratele Constantin Ciofu, care m-a anunțat că există o familie undeva foarte cu mulți copii necăjiți și dacă pot să vin să-i văd, să-i vizitez, să vedem ce putem face la această familie. I-am descoperit exact înainte de Sfântul Eraș Nicolae, iată că se face un an de zile Preasfinția voastră, să cuvioasă Părinte Exar. Nu vă spun cum i-am găsit. Cea mai mare mândrie a mea este că lumea foarte greu, când face un apel, se îndură să facă o faptă pentru cei sărmani. Foarte multe încercări am avut. Dar am cerut binecuvântarea Maicii Domnului la Sfântul Eraș Nicolae. Și m-am gândit la Sfântul Stelian, care este ocrotitorul copilașilor sărmani și a tuturor copiilor, că mă va ajuta și prin câțiva credincioși aleși de Dumnezeu și Maica Domnului de Sfântul Eraș Nicolae. Vreau să vă spun că duminica de duminică am stat cu un coș în biserică după predică și trei din fiii mei duhovnicești care mi-au fost foarte aproape, mă refer la un ajutor mult mai mare. Aș numi-o la urmă, dacă îmi permiteți, pe Părinte Exar, să le mulțumesc personal la acești oameni lui Dumnezeu care a dat toată cărămida, familia Crăciun Constantin Maria, fiul Andrei, tot lemnul Căpriorii, familia Postănac, primarul de Ipatie, care știți prea bine că tot timpul găsiți Părinte Exar și face fapte minunate peste tot, nu numai în sat și comuna Ipatie. Aș reaminti de un fiu duhovnicesc, Artemi Talmaciu, care a venit cu mari daruri pentru această casă. Câțiva tineri din Bucovina care lucrează în afară, deși au avut o copilărie încercată și de aceea am simțit că ajută mult mai mult. Sunt trei tineri care a dat o sumă mai mărișoară, Motrescu, Gheorghe, Bogdan Ioan, Coroamă Gheorghe și alți tineri din Londra, din Moldova și Bucovina, plus din fiii mei duhovnicești și din acel coșuleț care s-au perindat pelerinii credincioșii, am pus acolo o imagine cu această familie necăjită și duminică de duminică, puținul acela Dumnezeu l-a înmulțit. Și pentru mine, cred că, deși aveam o greutate cu casa socială a pelerinului, am lăsat-o pe măicuța Domnului să lucrează acolo, dar și aici, și am zis măicuța Domnului tot sub găurile acolo și eu mă apuc de căsuța aceasta. Trebuie să vă recunosc că am trăit cu o mare teamă că acești pruncușori nu vor intra în casă în iarna aceasta, cum ușor mi-a fost. Am conceput-o destul de mărișoară, fiind 10 la număr, 12 cu tău cu părinți, m-aș bucura că această familie doar să-i mulțumească lui Dumnezeu zi noapte,
să fie credincioși, să fie prezenți la Sfânta Liturghie, că iată Dumnezeu i-a așezat cumva, dacă vă uitați bine, lângă biserică și îi mulțumim domnului primar al comunii Ion Niculce, care m-a sprijinit și mi-a dat acest pământ, fiindcă nu aveau nici pământ, Părinte Exarh, că Sfinția voastră, am căpătat acest pământ, bunăvoință, colaborare frumoasă și, în ultimul rând, a domnilor consilieri care au fost de acord al comunei Ion Niculce și un fiu duhovnicesc de-al meu, Sită Vasile, care a fost diriginte de șantier, la ascultarea care i-am dat, că mă spovedesc de peste 20 de ani am spovedit, și toți bunii credincioși, Părinte, nu aș dori să vă plictisesc pentru mine, nu Hardâmbul care a fost o ruină și a ajuns o frumoasă sestrie, este mare bucurie, bucuria cea mai mare a mea, că am realizat și reușit să ridic căsuța și să văd bucuria acestor pruncușori, că începând din noaptea aceasta, Preasfinția voastră și Preacurioasă Părinte Exarh, a unde-și pleca capetele și m-am străduit să aibă de toate și mă voi slăvi și în continuare, că trebuie multe și chiar vă rog, cei care ați mai adus ceva, alimente sau ceva la copilaș, mulțumesc Părintelui Vasile, primul preot slujitor care a dat o sumă aici, după puterea Sfinției sale, le-a adus acum și un televizor, fiecare ce au putut, încălțăminte, tot ce trebuie. Bucuria mea este că acești copilași începând de azi vor avea o căsuță. Dar m-aș bucura, dacă nu vă supăr, familia care veți intra în această casă, să păstrați cu sfințenie bunurile, fiindcă nu ușor este astăzi, că sunt destui necăjiți pe fața pământului și eu nu la prima casă merg, sunt mai sărbători, când ne ajută Maica Domnului, umblu, circul peste tot, dar să știți că trebuie să prețim acest puțin care ne-l dă Dumnezeu cu sfințenie. Că vă dau Maicuța Domnului casa aceasta să fiți cu minței, ascultători, supuși, și să știți să răspundeți despre Dumnezeu cu credință, mulțumindu-i și dimineața și seara că v-a dăruit această căsuță. Preacuvioasă Părinte Exarh, mulțumesc din inimă, din suflet, în primul rând, în al preasfințului bunului nostru, blândului nostru, Mitropolit Teofan, care de fiecare dată m-a bucurat și mi-a răspuns frumos la rugămintea mea, în primul rând, prezența preasfințitului, care tare mi-am dorit, când n-am îndrăznit la Nantu, când Nantu e un mitropolit, avem în Moldova și un ușoresc, eparhia este foarte mare și în altul de obicei slujește liturghie aproape zilnic și pleca pe terenul și agenda știu că este destul de încărcată. Mi-am permis să îndrăznesc prin preacovioșia voastră să puneți un cuvânt, deși în Nantu tot timpul mi-a răspuns, dar mă bucură și prezența Sfinției voastre, că de ce să nu recunosc, de fiecare dată m-am bucurat că m-am văzut. Până la urmă sunteți șeful meu ierarhic și vă iubesc ca și pe înalt și ca și preasfințit. Dar preasfințitul mi-a devenit un bun prieten, dacă nu-i prea mult preasfinția voastră, zic cuvântul acesta. Și văd că aveți mila lui Dumnezeu, o smerenie care trebuie să aibă ierarhul în general. Și preasfinția voastră tot timpul ați răspuns cu multă dragoste, deși ați fost la Mogoșești de Sfântul Ierarh Nicolae, în comuna Mogoșești și eu v-am îndrăznit prin Părinte Exarh chiar și din nou să vină acea aprobare, fiecare are dat ceva pus acolo. Și iată că Măicuța Domnului v-a făcut prezența atât pe Sfinției voastre, cât și a Preacuvioasă Părinte nostru Exarh. Mulțumesc la încă o dată din sufletul meu familiei Crăciun, familiei Postăna Domnului Primar și la toți cei care ați contribuit, la toți cei care ați contribuit la această căsuță. Părinte Exarh, Preasfinția voastră, cu binecuvântarea Preasfinției voastră, Preacuvioșiei voastră, eu n-am să mă opresc aici. Adâmbul de mila lui Dumnezeu l-am încheiat așa cum am putut. Am să merg să rândească Maica Domnului. Și vă mulțumesc tuturor celor prezenți care ați venit la această sfințire. Este o mare binecuvântare pentru acest sătuc aici. Până la urmă este sătucul care face parte din comuna Ion Niculce, dacă nu mă înșel, da? Ion Niculce este o comună destul de frumoasă, destul de mare. Și încă o dată mă reîntorc la domnul primar, care din binecuvântate pricini, Gheorghe Văleanu. Îi mulțumesc și a celor scuze că nu va putea fi prezent din binecuvântate pricini, plecând în afară, dar ne-a asigurat de toată dragostea și a lucrat frumos până a plecat și a lăsat ce trebuie în urmă. Am să vă spun la urmă
ce a lăsat domnul primar și ce ne-a spus să vă spun fiecăruia. Și nu știu, părinte Isar, dacă mă îngădiți spre cuveșia voastră și dacă am binecuvântare, n-am avut eu timp să vă anunț în timp. Noi am făcut o diplomă micuță din mănăstire, cum ar fi cu ocrotitoră Sfântului Stelian, cu ocrotitorul copiilor. Și sunt trecuți toți cei care au contribuit mai mult. Cu îngăduința preacuveșii voastre, ori dăm aici, ori dăm în sala unde vom merge noi. Vă dorim să facem bine. Sfântului copiilor. Doamna primară. Cred că ar trebui de mers în casă. Mama, las copilul și duceți să-ți în casă. Să-ți trebuie să-ți păstrați.